Cei doi băieți aveau 14 și 15 ani și erau prieteni de joacă. Vineri după amiază au ales malul canalului de aducțiune al râului Bistrița, un loc extrem de periculos. Nu odată aici s-au înecat și alți oameni pentru că malurile, făcute din dale de piatră, sunt foarte alunecoase și, odată căzut în apă, nimeni nu mai are nicio șansă să mai iasă viu. Copiii erau îmbrăcați, semn că nu au vrut să se scalde, ci ar fi alunecat dintr-o nefericită întâmplare. Au apucat să strige după ajutor și au fost auziți de câțiva localnici din zonă. I-am văzut, au trecut pe aici. Da, de exemplu, ieri ferventa o treabă aici. Zic, copiii obrazi, probabil că o înșură pe soacră mea. N-am să mă iei de ichină. Probabil că s-a dat pe placă jos. Placa are mâzgă, dacă a spus și-o pe, te duci și ca pe sani. Dacă are mâzgă. Bun, au fost doi, tu m-au încolțat, unul l-a scăpat, era un căp, l-a scăpat, dar la acel mână. Copiii obrazi, care au plecat de acasă, părinți nu știuți. N-ai ce. Nu știu mici, părinți. Că e foarte ca aici sunt mai mulți necați. Sunt la noastră necați, au zis, da, tot așa, cobor pe... De 13 ani, copil. E foarte periculos din cauza că are mâzgă care depun la... La canal? Da. Așa și n-ai nicio șansă. Dacă nu ți da, nu-ți, dacă nu știi să nu-ți. Un locatar de aici a scăpat pe unul, de aici, l-a scos afară și unul a zis că a închisă două guri de apă și l-a scăpat în apă. A pus o creangă acolo, semn. Da. Erau doi băieți? Da, doi băieți. Cred că unul s-a băgat, dar s-a pe el alt. Și nu mai putut și s-a necat. Că are un semn acolo, pus pe creangă acolo. Am auzit, băleu, 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 ajutor, 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 ajutor. Da. Nevastă mea, care i-a luat de bea mea, puca, 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 cu tot cu natul de mea. Da, da, da. O spune ca să salveze băiatul. Când am ajuns aici, pe ideal era pe târziu. Atât, două gături de apă și gata. La fața locului s-au deplasat pompierii militari și un echipaj smurd. Băiatul care a supraviețuit a ajuns în cele din urmă acasă în stare de șoc, dar fără leziuni grave. Cel care a sfârșit înnecat a fost căutat până la lăsarea întunericului cu bărcile de salvare. La ora 19:31 de minute, dispeceratul ISU a fost anunțat prin apel la 112 de un zăneștean de faptul că un copil s-a înnecat în canalul de fugă al râului Bistrița la un kilometru de hidrocentrală. La locul indicat prin apel s-a deplasat un echipaj al detașamentului de pompieri Piatra Neamț și un echipaj de paramedici și au început căutările băiatului pe canalul de fugă într-o apă turbure și în condiții de vizibilitate foarte redusă. Trupul băiatului a fost găsit sâmbătă la prânz. Acum familia se pregătește de înmormântare. Pentru băiatul de 15 ani era prima lui zi de vacanță.